Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să preparăm acești minunați tortellini cu carne tocată. Pentru umplutura de la tortellini o să avem nevoie de carne tocată, 350 de grame. O să mai avem nevoie de o ceapă, cam de 100 de grame, un morcov, 80 de grame și țelină în frunze, 40 de grame. Apoi o să mai avem nevoie de 70 de grame de parmezan, o să mai avem nevoie de sare, de nucușoară, 45 de grame de unt și piper. Și acum o să punem zardavatul nostru, ceapa, morcovul și țelina, să le măcinăm, să le tăiem bucățele mici. O să punem ceapa, așa, pe toate. O să scoatem firele. Ia uitați. Să scoatem aceste fire. Așa. Și apoi îl tăiem bucățele și îl punem aici. Și le măcinăm pe toate. Și le tocăm. Așa. Punem totul. Acoperim și tocăm totul. După ce am tocat totul, o să punem într-o tigăiță. Așa. Am pus o tigăiță pe foc. Acum o să punem untul să se topească. Așa. Untul s-a topit. Acum o să adăugăm ceapa cu morcovul și cu țelina tocată. Și o să amestecăm. Așa și undim bine ceapa cu morcovul și cu țelina. Așa, am undit puțin. Acum o să adăugăm carnea tocată. O adăugăm pe toată. Și amestecăm bine totul. Am amestecat bine, așa, lăsăm să se facă carnea. Acum o să condimentăm cu sare, cu piper. Și o să punem sare. După gust, gustați să vedeți dacă este bun. Adăugăm și piperul, tot la fel după gust. Așa. Și adăugăm și nucușoară după gust. Acum amestecăm bine.
Lăsăm să se facă carnea. Cu ceapa și cu morcovul. Puteți adăuga și o lingură de vin, o lingură, două de vin alb sau o lingură, două de apă, dacă doriți, să se facă mai bine. Așa. Le lăsăm până se face bine carnea. Cuptura noastră cred că este gata. Cuptura pentru tortellini este gata, gustat. Dacă puneți carne de porc, să adăugați puțin apă, să o faceți bine. Aceasta este carne de vită. Este gata, dăm deoparte. Și să punem carnea. Să o măcinăm ca să facem, să obținem o cremă. Așa. O măcinăm bine, 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 bine. Așa. Acoperim și măcinăm. După ce am măcinat, ia uitați, o să punem totul într-un bol. O să punem totul într-un bol, așa. Așa, am măcinat de două ori compoziția, în două rânduri. Acum, peste compoziția noastră o să adăugăm parmezanul. Și amestecăm bine. Compoziția este gata, o lăsăm să se răcească și apoi putem umple tortellinii. Ia uitați, o să facem așa bucățele, pachetele mici, biluțe mici, o să le așezăm pe foaia noastră, o bunătate. Umplutura. Avem umplutura care este făcută din ou. La fiecare ou punem 100 de grame de făină și un praf de sare. Și oul trebuie să fie mare. Dacă oul este mai mic, ați văzut că eu pun mai întâi făină, în mijloc pun toate ouăle cu sare și cu furculița încet, 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 încet adaug făină. Pentru că dacă ouăle sunt mici, făina nu intră toată, mai rămâne puțin. Așa, s-a odihnit. Acum o să-l frământăm cu mașina de făcut paste și o să ținem masă și apoi o să tăiem și o să facem tortellini. Așa. O să mântăm mașina de paste aici. Așa, am să o mântez aici, ca aici să punem și să facem. Ia să dau așa să se vadă mai bine masa. Așa. Aici avem piciorușul și să mântăm aparatul nostru. Așa. Și o să începem. Mașina are 8-9 trepte. Și o să începem de la prima, de la 0. Și o să începem cu aluatul. Așa. O să avem nevoie și de puțină făină. Ia uitați-o alături. Așa, la început o să presurăm puțină făină și o să dăm și o să-l frământăm. O să-l frământăm bine, bine. Eu l-am frământat puțin la mână, dar mai trebuie.
Și o să ne ajutăm cu puțină făinuță. Cu puțină făinuță. Așa. Și o să facem bucățică cu bucățică. Pentru că dacă întindem aluatul și nu lucrăm repede cu umplutura, după ce tăiem, se usucă. Și noi o să facem puțin câte puțin. Mai întâi o să întindem și o să frământăm bine la numărul 0. Ajutăm și cu puțină făinuță. Așa. Și facem de 3-4 ori. Așa. Și când aluatul este gata, atunci o să începem să întindem foaia. Astăzi lucrăm doar cu prima parte, nu mai facem tăieței, doar cu prima parte ca să întindem foaia. Cine dorește și nu are acasă, face cu sucitorul și întinde bine, bine pe masă. Așa. Aceasta o punem în folie alimentară de plastic să nu se usuce. Și o strângem așa bine. Și acum o să lucrăm cu această bucățică. După ce am făcut-o la numărul 0, acum o să ne mutăm la numărul 2. Și-o întinde. O să întindem de două ori. Așa, mai întindem o dată. Acum ne ducem la numărul 5 și la numărul 5 o să fie măsura, ultima măsură, să nu se lipească. Așa. Așa, și acum o să tăiem pătrățele. O să tăiem pătrățele, ia să vedem. Tăiem așa. Ia uitați așa. Și pe fiecare o să punem din umplutura noastră câte puțin. O să luăm, ia uitați, o să luăm puțin, puțin din umplutură și o să facem așa biluțe. Și o să punem în interior. Așa. Și acum o să luăm și o să ducem capetele. Deci dintr-un pătrat o să formăm un triunghi. Și o să lipim capetele noastre aici. Așa. Apoi o să strângem. Cred că am pus prea multă umplutură. Și o să-l ducem așa după deget. Ia uitați. Așa, ia să tăiem cu această...
dură peste. Câte puțin, așa. Câte unul. Ia uitați. Așa. Este mult mai ușor să întind cu această mașină. Dar este bine și cu sucitorul. Am un sucitor lung cât masa. Așa, ia uitați. Și luăm. Avem un pătrățel, o să ducem capetele în sus. Lipim marginile bine. Așa. Întoarcem, întoarcem. Ia uitați așa și după deget. Trebuie întoarse. Ar trebui după degetul cel mic. Ia uitați. Strângem, strângem. Și sunt cu carne tocată. Umpluți. Am să las, ia uitați, pe degetul mic ca să fie mai... Ia să-i punem pe hârtie de copt, să tăiem așa o bucățică. Și o să facem puțin cât e puțin. Ia să dăm foaia aceasta mai încoace. Să luăm. Ia uitați, pătrățelul, am pus o bucățică de umplutură. Întoarcem, întoarcem. Și unim. Ia uitați. Strângem, unim capetele. Strângem, strângem. Și ducem după degetul mic, așa. Umplutura este cu carne tocată, eu am pus și morcov, și ceapă, și un pic de țelină, țelină de acesta verde, tulpină, și sare, piper, nucușoară, și un cubuleț de unt, unde am prăjit toate ingredientele. Ia uitați. Dăm după deget. Așa. Facem triunghiul. Strângem capetele și răsucim după deget. Așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți. La revedere! Pupici, pupici!